Foarte periculos, foarte periculos. O mică neatenție cu echipament și fatal. Dar să lucrezi la o înălțime de 6-7 metri, fără cască, fără un pic, cum am văzut noi aici, atitui cu găleata pe schelă la 6-7 metri, fără cască, fără nimic, fără dar nici balustradele și ele, scările care se leagă, nu se, când dacă zăzi, ele trepidează, le fac ori din fugă, ori trepidează. Și din cauza banilor, să spunem că nu sunt bani pentru echipamente, dar cât de puțin tot ar trebui. Lipsa banilor, în primul rând, și patronul nu acordă, foarte, foarte periculos. Pentru salariat. Pentru salariat, da. Accidentele la locul de muncă au devenit, din păcate, o prezență constantă în rândul salariaților din județ. Cele mai multe au urmări grave. Dintre cele mai urâte accidente de muncă pe care noi le-am avut în această lună, evenimente, deocamdată ele sunt în cercetare, sunt cele în domeniul construcțiilor, ne referim la căderi de la înălțime. Angajatorii nu respectă întotdeauna legislația în ce privește lucrul la înălțime, iar salariații nu respectă obligativitatea de a purta echipamentul de protecție pe care îl primesc. Au loc accidente care se soldează cu incapacitate temporară de muncă sau chiar cu pierderea vieții sau cu invaliditate, deci cu pierderea capacității de muncă pentru totdeauna. În ultimele luni, inspectorii de muncă de la Corpul de Control au efectuat peste 90 de controle la agenții economici din județ. Aceștia au aplicat peste 140 de sancțiuni, din care 7 amenzi contravenționale.